Tergiversarea instrumentării cauzelor penale este una dintre problemele cu care se confruntă procurorii, iar din motivul că dosarele nu sunt examinate în termenul stabilit de legislație, adică 6 luni, statul este obligat să achite despăgubiri de mii de lei. Constatarea vine din partea procurorului general, făcută în cadrul adunării generale a procurorilor. Potrivit lui, unul dintre motivele că dosarele sunt examinate și până la 3 ani este că cei mai buni procurori părăsesc sistemul și se regăsesc în alte structuri. Studiile efectuate arată că, din punct de vedere al respectării termenilor rezonabile, se prezintă a fi problematică practic fiecare 5-a sau 6-a cauză penală. Factorii ce condiționează fenomenul tergiversării urmării penale sunt aceiași ca și în perioadele precedente, cum ar fi pregătirea profesională insuficientă a unor ofițeri de urmărire penală, coroborată cu fluctuația mare de cadre și volumul activității care îi revine fiecăruia. Calificarea necorespunzătoare a unor procurori pentru realizarea unor sarcini și activități specifice. Insuficiența dotării și utilizării în activitatea curentă a procurorilor a tehnologiilor informaționale. Invitați la eveniment, unii șefi de instituție au îndemnat procurorii să activeze în beneficiul societății și mai puțin în favoarea personală. Sigur că vom fi foarte atenți cu investigațiile care le petrecem. Cu părere de rău, mai atestăm că ori la nivelul investigativ, atunci când se investigează, ori la nivelul procesului penal, ori la nivelul justiției, atunci când așteptăm o condamnare, lucrurile se mai schimbă și de acest proces noi ducem toți responsabilitatea. Haideți să fim sinceri astăzi, că noi toți nu lucrăm, să facem pe plac doar partenerilor de dezvoltare. Este cazul că noi tot ce facem să aducem, să prestăm un alt serviciu cetățenilor noștri. Este complicat să spui acum care este vinovat, judecătorul, procurorul, avocatul, totuși aș vrea să spun că într-adevăr sunt unele cauze care se examinează un timp foarte îndelungat și nu este de înțeles. Judecătorul are un rol pasiv în administrarea probelor. Pentru aceasta sunt părțile, dacă vorbim de dosar civil, reclamantul, păritul, de dosar penal, procurorul, avocatul. Și nu vreau să spun, dar nu întotdeauna prestația părților este cea mai bună. Datele Procuraturii Generale arată că în 2016 numărul infracțiunilor a crescut cu aproape 6% și a ajuns la cifra de aproximativ 42.000. Cele mai multe încălcări se comit în stare de ebrietate. În total, în Moldova activează în jur de 635 de procurori.